Așa e mai bine. Ce vii cu mine să te iau pac, l-ai băgat sub sac. De ce nu, fata? Pantofii ăștia nu se mai poartă din 2009. De o dată. Ești praf, ești varză. Ceea ce da, recunosc că sunt. Nai ce cum ce. Nu. Mi-a o să la brățară și Poirot bineînțeles că trebuie să se bage în seamă și ca și când am fi avut suficiente pisici, mai este încă una și în partea asta. Subiectul clipului meu de astăzi e cu totul altul, deci nu va fi vorba despre pisici, cu toate că pe majoritatea nu cred că vă deranjează, dar am zis și cred că o să includ și cadrul ăsta în filmare pentru că mi se pare chiar de efect. Ia uite aici iubire ca în filme. Cine n are răbdare să uite la cadrele astea așa simpatice să treacă mai departe la minutul pe care îl notez. Hai, așează-te cam de povestit aici niște treburi. Înainte de a intra cu un subiect pentru care să știți că mi-am făcut aici un listuț minunat, din care nu neapărat că voi recita, dar le-am notat ca să nu le uit, pentru că memoria, știm cu toții, nu e punctul meu fort. Înainte însă de a face asta, simt nevoia de un piculeț de context, omp, de context, ca să știți ce cu clipul ăsta, de ce filmez, care e treaba, care i faza, care e Duda. Duda este următoarea. Săptămâna trecută aveam o conversație cu o stimabilă vechi, prieten al cărei nume l-ați mai auzit voi menționat aici, a, la mine, pe canal. Și într una dintre conversațiile astea ale noastre, îmi povestește ea cum s-a uitat la nu știu care, nu știu cine clipuri pe YouTube ale unor tipe din afară, care tipe sunt um, cumva mai focusate, sunt chitite așa pe ideea asta de minimalism. În momentul în care m-au auzit de minimalism, eu deja am început să mă las așa un pic pe spate, încep să se întunece afară, zic, aoleu, aoleu, nu e bine, nu e bine. Asta pentru că nu este un curent care mie să mi se potrivească. Un curent, un stil de viață, în fine. Nu am o problemă cu el, adică e, poate fi chiar foarte mișto, dar nu este pentru mine, pentru că eu sunt fană, ornamente, decorație, adică numai, uitați-vă, porul meu nu este minimalist. Eu așa, chiar dacă n-am tuș la ochi astăzi, dar nu cu minimalismul, nu. Uite, pisici! multe chestii, decorațiuni, ornamente, îmi plac lucrurile astea, îmi place să am multe cărți în casă, îmi place să am tot de drăcii care, în afară faptului că sunt frumoase, sunt complet nefolositoare. E, tipele alea chitite pe minimalism, să economisim, să facem, să dregem foarte bine, bravo lor, cine se ține de așa ceva și îi place, gă înainte cu tupeu. Eu însă nu, dar îmi zice ea că acel clip, acele clipuri, în ciuda faptului că erau ele focusate pe minimalism, au pus-o cumva așa pe gânduri, adică i-au dat niște idei și s-a gândit că poate filmez și eu un clip asemănător ca să afle și perspectiva mea asupra subiectului, mai ales în ideea în care nu cred că sunt încă foarte populare la noi, nici nu știu dacă vor prinde sau dacă va prinde ăsta, este și pentru mine un experiment și în ciuda faptului că merge pe ideea de minimalism, măcar așa tangențial, mi s-a părut un exercițiu destul de interesant și chiar am făcut așa niște descoperiri chiar interesante cu privire la obiceiurile mele de consum. Mai exact, după cum îi spune și titlul pentru cine n-a citit, va fi vorba în acest clip despre produse sau articole pe care nu le mai cumpăr. Adică le-am cumpărat cândva și din vari motive. Că nu, așa e mai bine, din vari motive, că nu mi se mai potrivesc, că poate nu mai e același buget sau, în cazul altora, poate intervine un nou membru al familiei sau poate se schimbă stilul de viață sau poate produsul nu mai e la fel de calitativ. Cumva clipul ăsta, orientându-se, sau cel puțin asta este intenția mea, spre obiceiuri de shop. Primul și primul lucru despre care vreau să vorbim astăzi, jucăriile pentru pisici. Și simt nevoia să încep cu acest capitol, pentru că este unul dintre acele lucruri pe care eu le am în comun cu Vicky, numai că ea are de vreo 3 ori mai multe animaluțe ca mine și le cumpără tot felul de lucruri din astea, de șoricei din ăia, de gemotoace, turnulețe de la palate, știți cu siguranță, dacă v-ați uitat pe un site din ăsta cu articole pentru pisici sau dacă ați văzut prin magazine, prin pet shop cu siguranță ați văzut că sunt tot felul de aranjamente de alea, adică niște turnuri, niște pălățoace... Te uiți așa, mamă, ăștia parcă stau mai bine ca mine. E, eu nu mai dau banii pe astfel de chestii, pentru că pisicile mele nu tolerează așa ceva, nu tolerează, nu le bagă în seamă. Indiferent de cât de mișto ar fi pălățelul, indiferent de cât de tare ar fi chestia pe care să și ascute ghearele, șoricei, muțunachii, deci orice le-am luat, nu au acordat atenție acestui lucru. Și dacă un șoricel este ceva mai ieftin, nu știu, 20-30 de lei, poate chiar mai puțin, pe un pălățoi din ăla, pe un turn din ăla cu etaje, cu zdrângănele, păi ăla costă destul de mult, câteva sute de lei bune, dacă nu poate să treacă și de mie. E, diferența între mine și Vicky este că ei chiar se joacă cu lucrurile alea. Adică de fiecare dată când îmi poze cu ei, îi văd cu pe acolo, cu dormi, îi vezi așa, leșinați, tolăniți, adică sunt regii ai caselului lor și cu jucăriile la fel. E, ai mei, nu. Au avut și palat, au avut și suport de ascuțit ghearele, au avut și șoricei, au avut gemotoace. Deci ce vreți voi, singurul lucru care într-adevăr a meritat banii este laserul pe care l-ați mai văzut la mine pe canal în daily vlogurile trecute cu care într-adevăr se joacă. La mic este disperat, deci nici nu este nevoie să-l vadă măcar că în momentul în care l-am ridicat de pe masă, îl ținând într-un anumit loc, imediat se declanșează ceva și l-aude din cel mai îndepărtat colț în care se află, chiar dacă doarme în secunda aia, în momentul în care a zângănit un pic laserul ăla, nu! cu viteza luminii, îl vezi cum se îndreaptă și caută laserul. Ăla a fost singurul. În rest, uite, ăsta este unul dintre articolele pe care eu nu mai dau bani, că aici referire la ce vă povesteam mai devreme, cu schimbarea majoră pe care a produs-o în viața mea obținerea permisului de conducere despre care v-am povestit în vlogmasul trecut. Dacă aveți răbdare, interes, curiozitate, găsiți acolo un clip dedicat numai subiectului ăstuia, pentru că mi-aș cerut și v-am povestit care a fost toată treaba. E, și vă spuneam eu la momentul ăla și în multele daily vloguri din anii trecuți, când mă vedeați tot timpul, tot timpul cu uber că nu mai pot. Unul la mână pentru că e nasol să depinzi constant de cineva, mai ales când ai un stil din ăsta de viață super alert și agitat, așa cum am eu, trebuie să fiu acolo, trebuie să acolo, să de acolo, stai că am uitat ceva acasă, întoarce-te, pa, du-te în partea îl pa, stai că e trafic, stai că e blocat și așa mai departe. Doi la mână pentru că drumurile astea așa făcute în continuu, costă tată. Adică ajunsesem într-un punct în care am avut luni când am plătit în jur de 1000 de lei pe Uber și este enorm, e o sumă, foarte, e o sumă obscenă. E, Asta a combinat cu senzația aia de tot timpul depins de cineva și aici nu vorbesc de drumurile în afara orașului, că nu știu, mă mai duc și eu acasă, oi mai vreau să mă duc la o mare, o, vrea vreau să mă duc la un munte sau am treabă până altă parte, tot timpul hai, ne mă și pe mine, hai te rog, mergem până acolo. Așa acum că am rezolvat acasă, m-am urcat în mașină, mirciuli că te pupă mama, eu, du-te Picaciu. Deci categoric nu mai dau banii pe ceea ce înseamnă servicii de taximetrie, fie că asta înseamnă taxi clasic, fie că e Uber, Bolt, lift, serviciile astea, deci nu, le-am scos cu totul din cheltuielile mele, singurele momente în care să zic că aș cheltui pe așa ceva ar fi doar alea în care, nu știu, am băut ceva și nu pot să conduc sau se întâmplă să am mașina în service, zic, și n-am cu ce mă deplasa, cum am avut-o acum în iarnă. Deci astea, da, sunt cazuri când, da, dar altfel, nu. Este adevărat că o mașină pe de altă parte consumă și ea, benzină, motorină, întreținere, asigurare, service, toate alea, dar e cumva mai confortabil și eu chiar cred că ce-am făcut a fost o treabă deșteaptă și benefică pentru mine pe, pe termen. Punctul 3 din lista mea și veți vedea că este o combinație și o amestecătură, bă, așa, adică nu mă focusez pe un singur subiect, sunt din toate domeniile posibile, astfel că de la jucării de pisici și taximetrie ajung la îngurcitat. Uite, vreau să vă zic că eu nu dau banii pe apă pe sticle de apă. Cei care mă cunoaște de anul trecut, știți că în momentul în care a venit faimoasa revoluție de am terminat eu cu cărnurile, lăpturile, brânzeturile și așa mai departe, ajungem și la punctul ăsta, am făcut o tranziție și pe partea de sucuri, apă. Și vă amintiți poate că eu consumam așa cam 2 litri jumate de cola pe zi sau mă rog, sucuri din astea carbogazoase. Ceea ce nu era deloc bine, că era și costisitor într-adevăr, dar nu era bine pentru sănătatea mea în primul rând. Și odată făcută tranziția asta am început să beau apă, numai că nu beau apă de-asta la pet cumpărată de la magazin, ci efectiv beau apă de la robinet pe care o filtrez. Am o cană de aia filtrantă, la fel o puteți vedea pe daily vloguri sau chiar în clipul ăla dedicat subiectului, cană filtrantă pe care am luat-o la sugestia individului care tocmai m-a băzăit acum și i-am și scris, zic, vezi că filmez. Da, da, cu cine. Mi-a zis el în momentul în care venise această discuție cu Revoluția, cum ce, bla, 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 îmi zice că ar fi mai bine și ți recomandă fratele tău să ții tu o cana din asta filtrantă, nu de la sticle de apă, că sunt grele de cărat, că rămâi cu o groază de plastic, așa e ca noi și o folosești. Ceea ce am și făcut și de atunci o folosesc constant. Acum, știu că atunci când am publicat treaba asta și vă ziceam cu cana, unele și unii dintre voi ați reacționat cumva la modul de vezi că bine, că alea nu sunt atât de eficiente că Acum că sunt, că nu sunt, nu știu, nu mă pricep, nu sunt vreo specialistă, eu vă spun doar ce fac și ce folosesc. Prin urmare, cana aia de un an de zile de când beau din ea și la fel filtrez și apa pentru pisici, a fost super ok în ce ne privește, așa că economisim bani pe partea asta. Deci nu dau banii niciodată pe apă. În același sens, ca să le leg, nu mai dau banii pe cola. Cum spuneam. Deci eu care beam 2 litri jumate, că era cola, Fanta, Sprite, toate prostile pământului. Dădeam, să zicem, nu știu, un jur de 50 de lei ar fi pe săptămână dacă stăm să calculăm o sticlă de 2 litri jumate pe zi și o punem undeva la... 7 lei, 6-7 lei, cred că e sticla, Cam așa armenic, toată, cred că bem și mai mult. Ei, sunt într-adevăr niște sume care pot părea mici, adică sunt să spunem, în jur de 200 de lei pe lună. Dacă stai să adun 200 de lei pe lună cu tâmpenile pe care le făceam cu uber și, mă rog, alte cheltuieli avute, să ajunge la o sumă destul de mare. Astfel încât în prezent, nemai mai dând banii pe asta, uite, mai fac un pic economie și pe partea asta. Dar nu vă zic că e vorba de sănătate, în primul rând. Adică eu n-am renunțat la cola că dădeam 200 de lei pe lună, ci pentru că știu că nu e bună pentru organismul meu. La gust e bună firarea să fie foarte bună păcătoasa și nu susțin sub nicio formă că eu nu se să mai beau cola niciodată și că n-am mai băut cola de atunci niciodată. Nu, se întâmplă să mai beau când mi-e poftă, când nu în față o pizza, mâncare sănătoasă, desigur, un burger sau nu știu, stă undeva și vă păia toți ca în reclamele de la Coca-Cola și mai fac și așa. După ce au băut cola aia, mi-e poftă și da, se întâmplă să beau. Dar este o diferență majoră între a bea un pahar, două, ocazional, la 2 litri și pe zi. E destul de mult, așa că cu asta nu. Și un alt punct, tot aici, că trebuie legate, nu dau banii nici pe sucuri de fructe. Când spun sucuri de fructe, mă refer la de -alea, nu știu, stoarse la storcător sau chiar dacă au ceva conservanți în ele, sunt în general de astea care chipurile ar fi mai sănătoase. Nu ne că sunt, adică imaginez cu siguranță că e mai bine să bei unul de la de fructe decât toate chimicalele, porcările pe care le conțin un pahar de cola. Așa te pun cum e el. Dar eu n-am fost niciodată un fan al sucurilor de fructe, pentru că consider eu, pentru că consider că e mai bine să mănânc fructul direct, știi, cu pulpa, cu tot, cu coajă, dacă e cazul, pentru fibra aia pe care o conține. Că mi imaginez că pentru a obține un pahar de suc de portocale atâta, turci foarte multe portocale și arunci, practic, componenta aia care, din cunoștințele mele, știu eu că e cea mai bună, cea mai sănătoasă, fructul propriu zis, știi, pulpa. E, așa mai degrabă prefer să-mi fac smoothie-uri cu toate zarzavaturile pe care le pun eu acolo și în felul ăsta nu pierd nimic, cel mult arunc cotorul, că pe nu prea. Cum? <laughs> Dar mi se pare mai mai bine așa, deci nu cumpăr niciodată sucuri din astea de fructe, fie că vorbim de tot așa de astea pline, de prigat, de ce mai era, capii, nu, și nici de alea mai curate. Deci prefer în general să mă ferez de capitolul ăsta. Următorul punct, care mi s-a părut mie cred cel mai interesant dintre toate punctele astea pe care le-am notat eu pe listă, a fost așa ca un fel de revelație și pentru mine, dându-mi seama că eu nu cumpăr zahăr. Niciodată, mă refer la zahăr în starea lui, mă rog, nu pot zic pură, că nu e trestia, dar efectiv știi, punga de zahăr, mărgăritar, nu cumpăr, niciodată, niciodată, stăteam și mă gândeam că în 3 ani de când locuiesc aici, uh, am cumpărat zahăr, cr -r -r, cred eu, o singură dată, deci o pungă că nu pun nimic. A, pe de altă parte, perfect adevărat că mănânc alimente care conțin zahărete și capucinul ăsta ce am aici are în el niște zahăr. Și toate au, de la mezeluri până la pâine și brânză și toate alimentele conțin zahăr. Asta da, nu ne exum nicio formă. Dar mă refer așa la a lua o pungă de zahăr și am pune eu. Țac, două lingurițe în smoothie, țac, două lingurițe în ceai, țac, două lingurițe în cafea sau în alte de-astea. Presupun că aș fi această prăjitură să fină, probabil că aș pune. Dar cum eu cu gătitul sunt un pic pe lângă și smoothie-urile prefer întotdeauna să mi le fac fără zahăr, lucru pe care l-am menționat de multe ori, eu nu dau banii pe zahăr. Îi admir cu siguranță pe oia care nu dau din considerente ce țin de Uh, cum să zic, de poftă, că n-au deloc, adică sunt oameni care nu pot, care la cea mai dulce simțire, ce voi așa un piculez de tot, îi vezi, păi, e prea dulce. Mi-aș dori să fiu unul dintre oamenii ăia pentru că mi-e îmi plac dulciurile de mor. Deci pot să stau liniștită cu cartofi prăjiți, prăjel, chipsuri, și alte de-astea, 10 ani de acum colo, nu, nicio treabă. Dacă îmi dă de prăjituri, atunci e groasă treaba. Deci zahăr nu. Următorul aspect cu pungoacele e o chestie care mi se cam în 98-99% din timp. Mai exact, nu cumpăr pungi din astea de plastic când mă duc la cumpărături de mâncare, de ce, mă rog, hipermarketuri, că mă duc la Mega Image, că mă duc la Oșan, că mă duc în Cora, Carrefour, Kaufland și așa mai departe, mă duc în general cu sacoșelele mele. Am super multe din astea din material textil, efectiv, care sunt mai micuțe, dar am una mare, una de la Paul, dacă sau Paul, dacă preferați să pronunțuzim așa, am una de la Paul, care, mă rog, a fost ea cu niște ecleruri, a cu ceva timp, în fine. Dar sacoșa aia este din rafie și funcționează super bine pentru mine, e foarte rezistentă și o folosesc de fiecare dată. Adică nu cumpăr pungi niciodată decât, decât, deci asta este singura excepție, în rest, niciodată, dacă se întâmplă să am un exces, să cumpăr prea multe lucruri, să n-am în cele căra și să am nevoie de uh, ceva suplimentar, că n-am cum să ajung cu ele la mașină. Deci, altfel, nu, mai am încă unele dintr-o rafie tot așa mai groasă, am super multe pungi, când zic pungi mă refer și la cele din uh, material textil, adică la sacoșe efectiv. Și încerc în felul ăsta să nu dau banii pe alea, și mă rog, cred că ajută și un pic planeta așa. Cu privire la periuțele de dinți noi am mai discutat de-a lungul timpului, chiar recent am vorbit cu voi în clipul cu îngrijirea personală, când vă arătam eu acolo tipuri de periuțe de dinți, ce folosesc, am avut și o postare pe Instagram recent în care fix despre asta vorbeam cu spălatul pe dinți, să ne spălăm pe dinți că e durere mare în România. Ideea fiind, și acum ajung la punctul central, că eu folosesc periuțe de dinți electrice nu periuțe de dinți clasice și aici vine Duda, adică nu dau banii pe periuțe de dinți clasice. Știu că luând așa în paralel te gândești că, ei bine, da, o periuță clasică e 20 de lei, o periuță electrică e 200 sau poate chiar mai mult, poate să ajungă și la câteva mii de lei. Nu e cazul, nu mă, uh, sunt scumpeturi din astea. Motivul pentru care prefer eu periuța electrică este curățarea, că mi se pare mult mai profundă și chiar îmi simt dinții mult, mult mai, uh, mai bine curățați. Am folosit într-adevăr și periuțe clasice de din pe tot parcursul existenței mele și am avut și o perioadă acum recent, recent însemnând în anul trecut când am folosit periuță clasică, v-am zis, de treaba asta, la recomandarea dentistului, că așa mi-am zis, las o paie electrică deocamdată, folosește asta, te speli cu asta și așa mai departe. După ce am depășit etapa asta a tratamentului dentar, am revenit la periuța electrică. Și am avut de toate de-a lungul timpului. Acum sunt la a doua oră B, am mai avut un Philips, înainte de el am avut un alt oră B, deci oricare ar fi marca să fie aia, să fie aia sau nu știu dacă mai avut altceva, dar cred că astea sunt cele mai cunoscute în România. Eu prefer în general periuțele de dinți electrice, pentru că atât timp cât le schimb capetele alea, ești ok cu ea și te ține niște ani, teoretic, mă rog, mie mi s-a și stricat una în anii trecuți, dar în mod normal ar trebui să te țină destul de mult și atât timp cât le schimb capetele, ești ok cu ele și eu cred că e mai bine pentru danturi. Asta cred că înțelege și singuri, însă ca idee, motivul pentru care nu am eu plante sau ghivece de vreun fel în casă, îl reprezintă, desigur, blănoșii. Pentru că, fiind acești mari amatori de orice înseamnă flori, plante, pământ, distrug orice mișcă. Cei care mă urmăriți, ați auzit nenumărate ori, sau poate ați și văzut, ghive, pardon, nu ghivecele, vazele de flori pe care le țin cocoțate întotdeauna pe dulapuri sau undeva în zone unde nu au acces. Pentru că le molfă, e, se freacă de ele, le dărâmă. Ei, hey, de câte ori n-au dărâmat pe chestii electrice, nici nu vă spun. Când aveam așa ceva în casă, pentru că am avut și eu niște cactus, niște ficuri și așa micuți, se întâmpla că rumbu săpa în ghiveciul lor și bamul făia ce era pe acolo, va chiar odată a făcut pipi în ghiveciul ăla. Prin urmare, decât să am numai pământ prin casă și plantele alea să moară până la urmă, că nu au nicio șansă de supraviețuire aici la mine, mai degrabă prefer să nu, nu vreau să-mi bat joc de ele. Așa că eu nu dau niciodată banii pe plante sau ghivece de flori și nu e vorba doar de bani, ci dacă aș primi o chestie din asta, să zicem că mi-ar face cineva un cadou, m-aș gândi, păi, dacă planta rezistă fără urme de soare, bun, pot să o țin pe undeva pe un dulap. Dar dacă nu și are nevoie de altceva, mai bine o trimit acasă la e ca să se ia undeva la soare și să poată trăi decât aici la mine. Deci... Mm, cred că nu e o surpriză pentru nimeni că nu cumpăr genul ăsta de articol. Nu am nici o pereche la mine în garderobă. Știu că sunt confortabil, zic unii. Mie mi se pare ai dracului de inconfortabil. Mă rog, probabil depinde de piciorul fiecăruia. Știu că sunt plăcuți ochiului, că pot arăta bine nu știu ce combinații, că sunt delicați, așa, feminini, odri, heber, bla, bla, bla. Dar eu nu dau banii pe balerii niciodată pentru că nu mi se potrivesc. Adică nu că ar fi ceva regulă cu ei, că vai, sunt siniștri și hidoși, cum aș putea numi o mulțime de alte tipuri de nu, dar mie nu mi se potrivesc, nu arată bine pe piciorul meu și așa cum am zis, nu sunt nici confortabil. Am nevoie de un piculeț de toc. Deci prefer dacă este să îmi cumpăr o încălțăminte cu talpă joasă, mai degrabă să dau banii pe un mocasin, pe un adidas, pe un tenis, tenis pantof tenis, mai degrabă, mă rog. Asta așa, dacă este să ne menținem la singular. genul ăsta de încălțăminte mi se potrivește mai bine. Altfel, cu balerinii nu, nu cred că m-am păcat niciodată, deși am avut în alți ani, dar nu este ceva ce se pliază pe stilul meu. Și v-am mai menționat asta în colecția de încălțăminte pe care am făcut-o pe anul ăsta, pe 2020, clip postat luna trecută, când la fel vă ziceam, nu am balerini, deci nu dau niciodată banii pe asta. Un alt lucru pe care nu dau banii și vin mână-mână, cele două, nu dau banii pe cizme. Asta pentru că mi-am cumpărat acum câțiva ani o pereche ultra-mega genială, super apărută și postată și aici pe canal, și pe Instagram, și pe Facebook, peste tot, aia neagră de la Stuart Weitzman. Perechea mea neagră de cizme clasice, cu toc așa înalt, care rezistă super bine și sunt din alea care stau pe, pe picior, ridicate super bine, dintr-o piele destul de ok, adică un produs pe care l-am 3-4 ani să fie de când l-am și în continuare e strong. Mi-am cumpărat într-adevăr o altă pereche, dar într-o altă culoare, adică același brand, mi-am luat exact același lucru. Acum nu zic sub nicio formă că eu nu o să mai cumpăr niciodată alte cisme peste genunchi, pe astea o să le folosesc forever and ever. Știm cu toții că nu se întâmplă în momentul în care ești așa o amatoare de modă și încălțăminte, mă rog, modă haine, încălțăminte, bijuterii și așa mai departe, când îți fug ochii după ceva, te arunci. Dar pot să spun cu siguranță, dacă nu am eliminat 100% cheltuiala asta, că s-a diminuat considerabil. Pentru că avem foarte multe perechi de din astea peste genunchi, îmi plac, sunt confortabile, sunt flatante, se potrivesc cu mulțime de chestii și în anii trecuți îmi cumpăram destul de multe, care ajungeau în același loc de obicei, adică la buzeu, pentru că îmi cad tot timpul, îmi cădeau, se rulau cumva pe piciora, iurea și arătau destul de inestetic. În momentul în care făceam un pas, mă trezeam cu ele căzute. Și căutând eu și auzind la multe tipe din afară de astea, de la stor, tu ai să-mi stor, tu ai zis, mamă, ce cizne, Zic, ce, ce asta să că toată lumea le lăuda cum că nu cad am zis să încerc și într-adevăr sunt foarte, foarte mișto și confortabile și se potrivesc la o mulțime de chestii. Așa că un alt lucru pe care nu mai dau bani îl reprezintă cizmele astea peste genunchi, cel puțin în ultimii ani am economisit pe, pe partea asta, chiar dacă într-adevăr ele sunt mai scumpișoare. Dar măcar am economisit spațiu, dacă pot să zic așa, știi că nu mai sunt perecare să ocupe pe partea asta. Să fiu sinceră, pedicura e un subiect căruia eu nu ia loc foarte mult timp, adică nu mă preocup în aceeași măsură în care mă preocup de manicură. Nu că ceea ce am la mâini în momentul actual face dar după cum știți, fiind izolarea și nebunia asta din ultima perioadă, e destul de greu cu întreținerea și n-am avut cum să mă ocup de aspectul ăsta, cu toate că am încercat eu până casă, dovadă stând ultimele vloguri, să-mi fac așa cu niște ojă, dar sare imediat, iar unghiile mele sunt foarte proaste, sunt casante, se agață, nu rezistă, arată urât și am zis până la urmă, băi, până când mă duce la manicură, o să rămân cu ele așa, de-abia mai respiră un pic săracele, că în general mi le fac acolo și tot timpul au ceva pe el. Deci, ca să știți, de asta sunt atât de sexy. Sper să rezolv în cel mai scurt timp. E, deci cu manicura mă ocup. Pe de altă parte, cu pedicura nu investesc atât de mult, de fapt nu bag bani deloc în ea, mi le fac eu singură acasă cu ce o Asta și pentru că rezistă mult mai bine. Deci mâinile folosindu-mi tot timpul. Hă, cană, blănuși, spălat, vase, nu știu ce mai fac eu, frecat găinați de pe mirciulică, sare mult mai repede de pe, de pe mâini. La picioare însă rezistând mult mai bine și nefiind folosite și, mă rog, ne luând contact cu exteriorul atât de bă, frecvent, ține mult mai bine. Știu că multe dintre voi vă faceți unghiile foarte mișto acasă, unghiile de la mâini cu lâmp din alea, adică vă pricepeți voi să faceți manicură semi sau cu gel. În fine, bravo vouă, mi se pare foarte tare, dar eu nu, nu sunt în stare să fac așa ceva, nici la picioare n-aș fi în stare, pentru că nu sunt îndemânat, adică nu mă pricep, nu, mă fac coate, îmi desenez mustăți, deci n-ar merge pentru mine. Însă prefer în general să dau banii doar pe ceea ce chiar e necesar, că mâinile mi se par importante, la mai ales la o femeie, pe partea de pedicură nu. Cu mobila treaba e destul de interesantă și sunt chiar foarte fericită de tranziția pe care o fac așa ușor, ușor, de câțiva ani încoace, încât încerc pe cât posibil să am în casă și să schimb mobila nouă cu una veche. Nu doar din pricina unor criterii estetice, pentru că, într-adevăr, eu sunt adepta, știi, stilului ăstuia, ăstuia și îmi plac mai mult astfel de obiecte de mobilier, dar e vorba și de reciclare, efectiv, pentru că mi s-ar părea dureros, m-ar durea pe mine sufletul dacă un astfel de articol ar sfârși cumva la gunoi și sunt mulți care aruncă mobilă veche doar pentru că e veche și nu mai e modernă. Eu aș prefera pe cât posibil, un oriunde aș locui, să am o mobilă care a fost folosită și în trecut, mai ales dacă se poate să fie ceva dintr-un lemn ca lumea care se racu decât să ajungă pe foc sau la gunoi, mai degrabă mă bucur eu de el, în condițiile în care e și apreciat și iubit. Acum, nu e o problemă cu Ikea, pentru că, uite, ăsta este Ikea, biroul pe care l-am și care este, cred, ultimul articol luat anul trecut de mobilier nou, e super ok, mă folosesc de el și l-am luat de nevoie pentru că nu aveam pe ce să-mi pun calculatorul și mai am într-adevăr câteva piese și patul de dincolo și fonierul, mai sunt așa niște lucruri luate când nu aveam alte posibilități, dar cu toate că nu este nimic în regulă cu ele și după cum vă zic folosesc și eu, prefer în general să nu cumpăr mobilă nouă, să nu mai cumpăr mobilă nouă și să iau ceva la mâna a doua. Eu, după cum știți, n-am nicio problemă cu articolele care au mai fost purtate, folosite, adică nici cu haine, nici cu uh, mobilier, nici cu accesorii, nu, port de toate, atât încât îmi place, este super ok asta. Tot din categoria mobilier, nu mai dau bani pe perdele, pentru că plănoși, pentru că am avut și eu niște perdele de bun simț cândva în această viață, chiar și în această casă, și s-au făcut praf. S-au făcut nu ele de la sine, ci măriile lor și-au ascuțit ghearele, le-au sărit pe ele, le au tăbărât, le-au deșirat, le-au descusut, deci am zis că nu mai fac chestia asta, astfel încât în prezent îmi cumpăr perdele din Pepco, Jumbo sau oricum magazine de astea super ieftine, doar pe ideea de a avea ceva decent în geam, știi că o casă fără perdele e ciudată. Și prefer să am ceva totuși, dar nu să cheltuiesc așa niște sume, nu mai fac asta, au fost niște perdele superbe la H&M Home, la Zara Home, chiar și la Ikea, erau unele super faine, nu mai zic de alea vintage cu catifele, brocar și alte nebunii, dar nu cred că e momentul <laughs> în clipa de față, poate când voi avea și eu casa mea, dacă va fi că tot vorbeam în ultimul daily și vă ziceam acolo cu căsuții și ce frumos și minunat ar fi... Poate atunci m-aș aventura într-o chestie din asta, dar cumva, nu știu, într-o cameră specială, fericată, cu zăvor, cu 500 de lacete, doar așa să zic. Dar altfel în momentul de față nu mai dau banii pe perdele și în același sens nu mai dau banii pe covoare. Uh, Mi-am zis că locuind aici și casa asta nefiind chiar așa cum mi-aș dori eu, eu nu mă apuc să investesc banii în astfel de... pardon nu mă apuc să investesc bani în astfel de lucru pentru că blănoși, pentru că și-a scăt gheruțele în ele și lasă și foarte, foarte mult păr. Când va fi să-mi cumpăr, probabil că tot ceva la mâna a doua se va întâmpla, dar nu în momentul în care încă locuiesc în casa altuia. Am două covoare în casă la momentul ăsta, unul este al proprietarului, celălalt este al meu, tot unul așa de asta, uite, tot de la Ikea, unul circular luat cu timp, iar în afară de asta nu, deci nu mai dau banii pe astfel de lucruri, chiar dacă am văzut unele foarte mișto pe OLX, niște prețuri bune, din asta de luat la mâna a doua. Când va fi? Poate în viitor, dar actualmente nu. Și uite, asta mi se pare un punct foarte interesant că vorbeam cu Vicky tocmai despre subiectul ăsta și îmi zicea că, băi, mie mi s-au schimbat multă obiceiurile de shopping în direcția casă, că înainte cumpăram o groază de chestii de la reduceri, pentru mine, de îmbrăcat, dădeam mulți bani pe Zara, H&M, Asus, cheltuiam pe tot felul de prostii de astea, iar acum mă interesează mai mult capitolul casă, să cumpăr pentru casă. Și să știți că undeva în direcția asta mă îndrept și eu, că acum câțiva ani, cu 10, chiar și acum 5 ani, mă turea pe mine în cot de la var, cei care să sunt daily vlog știți la ce mă refer, de fotolii, de, nu știu, glință sau alte decorațiuni astea pentru casă. Nu era ceva care să mă preocupe. Cel mult luam așa niște drăgălășini roz de la H&M. Ah, ce feminin, ce girly, ce simpatice. Dar nu gândeam cumva în termen de, moare hmm, oare fătul ăsta se potrivește cu ovorul? Hmm, dar stai că mai am nevoie de nu știu ce uh, ciucuri pentru... Habar n-am agățat de lustre Dau așa un exemplu tâmpit. Deci cred că lucrurile astea se schimbă cândva în timp și cred că odată cu apariția unui nou membru al familiei, când va fi cazul, iarăși cred că se vor schimba radical. Asta, mă rog, rămâne pentru un alt punct. Pentru un alt moment. Revenind însă la capitolul alimentație un alt, sau mă rog, o altă categorie pe care nu mai dau banii o reprezintă carnea, laptele, brânza, ole, Ouălele. Astea sunt lucruri pe care eu nu le mai cumpăr de anul trecut, de prin februarie, când am început cu dieta asta pe bază de plante. Perfect adevărat și am mai menționat că s-a întâmplat să mănânc dintr-un cozonac făcut de bunica, ce conține nu știu ce, că acest cappuccino are în el 0, nu știu cât praf de lapte sau zer sau altele de genul. Sunt genul ăsta de detalii că mă, sunt unele care conțin, sau cum mi s-a întâmplat de Paște, nu știu dacă v-am menționat aici, cred că pe Instagram am zis, dar a fost un moment foarte drăguț când a venit o doamnă în vârstă, o vecină, mi-a venit să-mi împartă, a venit cu un coșuleț, cu, mă rog, și alte de-astea. Și în momentul ăla îți dai seama, nu te-a pus să-i explici, știți, eu nu pot să primesc pentru că eu am alimentația pe bază de plante, cu atât mai mult unei femei în vârstă. Evident că am mulțumit, bă, dar prost am luat ce mi-au oferit acolo și aia a fost. Că nu le-am mâncat, e partea a doua, dar le-am le-am acceptat. Dar ce vreau să spun este că la magazin, deci când mă duc eu la magazin așa, n-am mai cumpărat mai bine de un an de zile niciodată articolele astea, carne, lapte, brânză, ouă, mă refer la produse de origine animală, ceea ce simt nevoia din nou să întăresc, că nu împing pe nimeni să facă așa cum procedez eu, este alegerea fiecăruia, nu e niciun superior că face așa și îl face într-un alt fel și de fapt clipul ăsta nu-și dorește sub nicio formă să instige la ceva, la ceva negativ, vor să arate cu degetul că vai, la bea cu ăla și eu nu mai beau acolo sunt această uh, bună depus pe piedestal. Sub nicio formă. E vorba doar de obiceiurile mele care poate inspiră pe cineva, dar nu uh, dojană sau uh, să pozez. Mână-mână, acum vin și instrumentele de gătit. Mă refer la tigăi, termomixuri, oale de nu știu care fel, uh, cine știe ce cuptoare, speciale, bă-bă-bă. Eu sunt convinsă că astea sunt foarte bune. Nu neg chiar dacă n-am folosit și am încredere în recomandările voastre că multă lume îmi zice ia-ți termomix, ia termomix dar fraților, sunt convinsă că s-ar pune praf pe el. Deci de asta, nu, nu dau banii pe treburi de astea, nu mai dau banii pe treburi de astea, pentru că am avut și eu o perioadă când am cheltuit pe tot felul de răzătoare, cum nu știu ce, 30.000 de funcții, pe tigaia care face singură nu știu, un anumit fel de mâncare pe oala magică. Bunica mea mă luase acum ceva timp, acum câteva luni, că trebuie neapărat să-mi cumpăr un șetigai, că a văzut ea un tigaie și zic, bine, bine, o cumpăr, dar eu ce fac cu ea? Că eu, una fără de o clătită și a prăjit trei dovlecei? nu știu, deci de ce aș da banii pe ea? Că nu, că asta are tefalul, nu știu cum, că face bine. Nu, am lăsat-o pe ea, zic, bine, dacă vrei, o luăm, o luăm, Cat, clar. Păi nu luăm noi ce Dumnezeu. Dar nu este ceva în care să investesc eu așa cu dorință, cu bună știință, să zic fraților luați banii mei, dați-mi, vă rog, acest set de oale. Că nu mă pricep, că nu e o plăcere pentru mine, sunt un antitalent complet și n-am nici răbdare. V-am mai zis, adică știți, eu cu bucătăria sunt cam pe lângă. Se întâmplă odată la nu știu cât timp, opa, uh, se întâmplă odată la nu știu cât timp când mă apucă foamitele sau am vreo poftă așa deosebită și n-are ce să-mi facă ori de unde să o comand în momentul respectiv. Și aici ajung iarăși la un punct interesant. Dar altfel nu mai dau banii pe chestii de astea că se pune praful pe ele. Adică oricât ar fi ele de bune, dacă n-ai cu cine și materialul e prost, n-ai ce să dă unde. Nu. Și când tot veni vorba de comandat, uite, ăsta este încă un lucru pe care nu mai cheltuiesc, cel puțin în un în care o făceam acum niște ani. Comandam cred că zilnic de mâncare, îndeoseb seara sau dacă nu comandam, mâncam foarte mult în oraș nu spun că nu o să mai mănânc niciodată în oraș sau că n-am mai comandat niciodată de atunci, dar iarăși este o diferență considerabilă, așa cum am explicat și în cazul Cola. De la a mânca zi de zi, o dată sau de două ori pe zi în oraș, până la a mânca o dată sau de două ori pe lună, este enorm. Perioada în care mâncam atât de mult în oraș sau comandam era aia în care dormeam cam 3-4 ore pe noapte, că eram praf, eram chiar la începuturile mele cu YouTube și atunci aveam job full-time, nu că full-time, că nu stăteam 8 ore și gata, stăteam câteodată și câte 10 și dacă mai puneam și drumul dus întors de acasă, venită, terminată de la muncă la 8-9 seara, terminată de la muncă, nu stătea nimeni tata, să fac, nici măcar un sandwich nu aveam energie să fac. Mâncam ceva, făceam un duș, mă odihneam puțin și apoi mă apucam și lucram la ce aveam de făcut eu pentru a doua zi, ori dacă nu, dimineața la 4, la 5 mă trezeam super, super, super de vreme, de fiecare dată în perioada aia, că nu puteam să le balancez, știi, să fac și ce am cu YouTube, Instagram, adică bucuria, plăcerea, pasiunea și să fac și partea ilaltă unde jobul era job și trebuia să fiu acolo. E, în perioada aia, când eram terși cu oboseala, dar pe care nu o regret să știți, adică dacă nu făceam atunci cred că aș mai fi făcut niciodată, că acum nu mai am sub nicio formă aceeași energie în perioada aia nu aveam alte soluții, nu avea cine să gătească, evident, și comandam super mult sau se întâmpla să mănânc în oraș. Economia pe care o fac acum, tăind cheltuierile astea, este colosală. Pe pijamale nu mai dau bani, cel puțin nu cu aceeași frecvență, din cauza pisicilor, pentru că mi-au făcut praf orice, am avut și eu mai frumos, mai de bun, mai de calitate mi le-au făcut brav, nu cu rea intenție, dar pentru că se așează pe mine. Și când s-au așezat pe mine și încep și frământ, așa fac o zonă cei, cei care aveți pisici, știți cu siguranță la ce mă refer, dacă s-a prins așa un pic o gheruță, să duce tot firul ăla și se termină cu șmecheria. nai ce, cum, nu, deci, nu, se duce toată povestea de acolo. Așa că ăsta este un aspect în care să zic că investesc, cu toate că n-am cheltuit niciodată niște sume prea mari, în momentul în care văd ceva la reduceri și zic eu, mamă, ce mișto, uite, acest set minunat. Dar e o chestie care se întâmplă o dată pe an, dacă este să se întâmple. Altfel, pijamale de la de prosop, pepco, jumbo și... Nu știu, magazine de tip H&M, dar așa se întâmplă răruț. Înainte aveam pasiunea asta, am luat tot felul de dantele, mătăsuri, deci eram această desuată, toate felurile posibile. Îmi plăceau și în continuare îmi plac super mult, dar le port destul de rar, așa cum vă ziceam și cu furoua la vintage, răruț așa pe cât posibil și cu maximă, maximă atenție când se întâmplă. Deci nu mai dau banii pe pijamale de-astea super interesant, o mișto, chiar dacă super frumoase, dar nu au viață lungă la mine și este o risipă constantă. Mai degrabă nu e ceva de îmbrăcat dacă tot simt nevoia de o chestie fancy. Tot pe ideea de haine sau, mă rog, garderobă, accesoriile pe care le cumpăr în prezent sunt pe cât posibil nu din alea din metal comun auriu. Când spun metal cu un auriu, mă refer la genul ăla care se înverzește pe piele. Îl știți cu siguranță, dacă sunteți fete, eu chiar și băieți poate ați văzut. Cu siguranță, bijuteriile alea de la H&M, Zara, Asos, alea care odată purtate îți lasă așa o urmă de verde, un inel, poate o brățară, poate niște cercei sau se negresc. Alea nu merită. Ce am început să fac din ce în ce mai mult este, dacă vreau totuși să cumpăr ceva de la brandurile astea, că sunt ieftine, sunt frumoase, na, toată lumea sau majoritatea ne bucurăm la ele, încerc pe cât posibil să le iau fie din plastic, fie din lemn, fie din ceva textil, pentru că le rezistă. Deci eu am niște cercei de la H&M cu franjuri, luați cu 6 ani, cred, i am și acum și funcționează și se comportă super, super bine. Nu lasă nicio chestie, nu s-au deteriorat, nu s-au stricat. Pe de altă parte, ce bijuterii am avut din metal luate din magazinele astea, toate, toate și-au pierdut auriul ăla. Ele sunt suflate cu o prostie, cu un fel de vopsea din asta, care nu rezistă și reacționează super urât pe piele. E, din motivele astea, încerc fie dacă este să cumpăr de astea de la brandurile menționate, fie să iau metal, lemn, plastic, orice nu este uh, metal din ăla care lasă semn, sau dacă totuși cumpăr o bijuterie dintr-un metal comun, ca blonțuri, așa cum sunt majoritatea bijuteriilor mele, mă orientez spre astea de o calitate mai bună, cum sunt cele de la Splendor, de exemplu, cam am o groază de la ei, super, super multe, luate de acolo, rezistă super bine deocamdată. Nu știu cum, care, ce le fac, ale de la Svarovski de exemplu, care tot de acolo sunt luate, țin excelent și e tot așa metal auriu, deci nu e aur, că n-am nicio bișterie prețioasă, de fapt. Nu, nu, nu am. Am, am două lănțișoare alea cu bănuți, le știți cu siguranță. Alea din aur, care e aur-aur, dar nu am pietre prețioase, efectiv, nu știu, rubine, de ori altceva. Nu, sunt toate bijuterii gablunt. E, încerc pe cât posibil să nu mai dau banii pe bijuterii din metal din ăla comun, că nu, nu durează. Doar așa să zic că le port odată, deci nu merită. Mai bine dau pe ceva uh, cu un, uh, făcut dintr-un material mai bun, care mă ține mai mult timp și mă pot bucura de el, decât să cheltuiesc niște sume anapoda pe bijuterii din metal de ăsta, care lasă urme. Pe reviste nu mai dau banii. Acum și dacă aș vrea, nu prea cred că mai am pe ce. Nu prea mai sunt atât de multe opțiuni. Revisele Revistele, multe dintre ele, dintre revistele românești care erau acum 10 ani, să zicem, și-au închis taraba, de mult, pentru că nu mai vând, nu mai au tiraj, nu știu, că lumea nu mai citește, că ne-am orientat cu toții spre online, adică motive și explicații pot fi multe, dar eu nu mai cumpăr unul la mână pentru că nu mai sunt, era ceva ce îmi plăcea și nu mai este de mult, doi la mână pentru că, nu știu, nici nu mă mai atrage și simt că sunt bani mirosiți, adică nu pot să zic, că e ca acum 10-15 ani când abia așteptam să apară o revistă preferată, să zicem Bravo Girl, Cool girl, ce citeam eu la vremea respectivă în calitate de adolescentă și mamă, eram acolo fierbeam să apară nou număr al revistei și rămâneam cu ceva și erau într-adevăr niște chestii faine. E, în prezent asta cu revistele, nu, nu, știu, nu mă mai atrage, nu mi se mai potrivește informația, mi se pare repetitivă și chiar nu am mai văzut de mult așa un titlu sau ceva să zic, vai, cumpăr revista asta ca să citesc despre nu știu ce sau despre nu știu cine. Mai ales pentru că fiind atât de multă informație online și găsim tot nu prea are o revistă cum să te atragă decât dacă vorbește de un subiect care n-a fost abordat până acum, sau poate e abordat într-o perspectivă nouă, cred eu. Că, bineînțeles, că există oameni care scriu în continuare foarte bine la reviste sau pe blogul personal și așa mai departe, nu despre asta e vorba, deci eu nu mă refer la scritură în sine, dar ele, care revistă, nu mai au același farmec pentru mine, cel puțin, pe care îl aveau acum uh, niște ani. Nici nu aveam același surse de informare în perioada respectivă și atâtea mijloace de divertisment. Deci, na, sunt schimbări care se fac în timp, că erau alte vremuri în perioada respectivă și, cine știe, poate peste 10 ani de acum o să ne teleportăm. Doamne ajută! Pe șarfe eu nu mai dau banii pentru că am un stoc considerabil făcut acum câțiva ani din second hand. Lucru pe care l-am menționat de nenumărate ori și v-am împins ori de câte ori am avut ocazia să nu vă cumpărați șarfe din magazine noi, adică la prețuri din astea mari și articole proaspăt făcute, în condițiile în care găsiți chestii mult mai faine, mult mai ieftine, de o calitate mult mai bună și unice chiar în second hand -uri. Adică personal, aș prefera să dau 2 lei, 5 lei pe o mătase naturală, tivită ca lumea cu un super per model și ceva ce nu mai are nimeni, luată de, nu știu, de la piața muncii, de exemplu, dintr-un SHV de, -un de capul unde miroase ca naiba, decât să-mi cumpăr una din 100% polistier pe care o mai au încă zeci de mii de fete din H&M cu 50 de lei, să spune. Ah, bun, că mai am unele relativ mai noi, au fost unele pe care le-am primit anul trecut, cred, de la un designer român, foarte, foarte faine, colorate, frumoase, le-am acceptat cu mare drag și le-am portat chiar, uite că trebuie să leg de nu o purteam una legată de geanta asta, trebuie să-mi o așez din nou. Da, dar alea au fost un cadou, dar altfel eu nu mai dau banii pe șarfe niciodată, niciodată și chiar dacă ar fi să zic, băi, vreau în momentul ăsta o eșarfă, ah, să zic că visez noaptea la o eșarfă, îmi doresc acum o eșarfă nouă, nouă, cu siguranță m-aș întrepta spre una din SH că nu merită să le cumpărați noi din magazin, din punctul meu de vedere. Acum, cine își permite să dea banii pe un Hermes, din ăla ultra special, frumosul, șarfă de aia de colecție pe care o ții pe viață, Poți să înțeleg și asta. Dar eu una nu mai dau banii pe genul ăsta de, de articole, cu atât mai puțin pe ele cumpărate din magazine noi, sub nicio formă. Tot aici să leg așa puțin, deși conceptul e poate abstract, eu nu dau banii pe nimic ce este trendy. Adică am susținut de multe ori în fața voastră și dacă vreți să revenim puțin asupra subiectului ăsta, trebuie să-mi spuneți că mi-ar plăcea așa să fac un fel de update. Pe ideea de stil personal, eu dintotdeauna am susținut că pentru mine, pentru voi, pentru toată lumea, cel mai bine este să purtăm ceea ce ni se potrivește, ceea ce ne avantajează, ce ne flatează, culorile care ne vin bine, croierile care ne vin bine, nu ceea ce este trendy. Cu alte cuvinte, nu mă interesează ce e la modă în momentul ăsta, mă interesează ce știu eu că îmi place și îmi vine bine, ceea ce vă recomand și vou, Chiar dacă acum să zicem că se poartă, pardon, dau așa un exemplu tâmpit, nu știu, uh, habar poșetele în două culori, jumătate roz, jumătate verde fosforescent ah, și că este nu afiță. Între toate fashionistele, toată lumea trebuie să aibă asta, dacă ești împătimită, dacă ești o fashionistă adevărată, dragă, trebuie neapărat să ai poșeta asta mi se pare tâmpenie chestia asta, pentru că mie poate nu -mi stă bine cu rozul și cu verdele la fosforescent despre care vă spun, poate mi se par sinistre și odioase, astfel încât cu siguranță nu m-aș băga la un astfel de trend doar pentru că este trend, ci aș prefera să dau banii pe ceva, poate, care e demodat, care nu se poartă, dar care mie se potrivește mult mai bine. Așa cum sunt eu cu fustele. Știți, poate, foarte rar mă vedeți pe mine purtând fuste mini, pentru că nu mă avantajează, nu este un stil, pardon, care să mi se potrivească foarte bine și prefer și mă simt de o mie de ori mai bine în alea midi sau lungi, cumva, pe stilul meu, pe vintage-ul ăla, pe retro-ul ăla, care mă atrage pe mine atât de mult. Chiar dacă în prezent să știți că am în cart în care mă simt foarte bine. prefer de fiecare dată, chiar dacă sunt de modată, chiar dacă nu sunt fashion, chiar dacă port haine de acum 50, 60, 70, chiar 80 de ani, că am și din astea, dar întotdeauna o să prefer și o să aleg ceea ce mi se potrivește, ceea ce e pliabil și se armonizează cu mine, cu silueta mea, cu gusturile mele, decât ceea ce este la mod. Deci nu dau banii pe trenduri. A, dacă se întâmplă, asta da, dacă se întâmplă să fie fustele midi la modă în momentul ăsta, s-au aliniat planetele și da, atunci e logic și convenabil, dar altfel nu sunt deci n-am fost, oricât aș iubi eu moda și hainele și știți că sunt acolo, n-am fost niciodată de asta leșinată, de trebuie să-mi cumpăr ultima lansare de la pentru că asta se poartă și nu sunt o fesionistă adevărată dacă n-am nu știu ce chiar în halul ăla, nu. deci totul cu discernământ așa și să mă gândesc în primul rând la mine, nu la ce este fancy, pe nu știu unde. <laughs> Cum vă mai ziceam eu cu pantofii, cred că am zis și în ultima colecție de pantofi, că ăștia sunt unii care erau acum 15 ani în vogă, colecția nu știu care și am rămas eu cu gândul la ei. Păi dacă mă vedea da o fashionista adevărată din aia cu trendurile, o să-mi spună, fata, pantofii ăștia nu se mai poartă din 2009, de o dată, ești praf, ești varză, ceea ce da, recunosc că sunt atâta timp cât îmi și mi se potrivesc, voi continua să fiu praf și varză și de Da, sunt cu capoți. Nu mai dau banii pe uleiuri sau măști pentru păr. Dacă este să mi aplic eu ceva pe păr, în genul ăsta, cred că cel mai bine îmi fac în casă. De ce nu dau bani? Nu că sunt proaste, că sunt comisă că există tot felul de treburi, mă rog, în oil, nu știu care, nu știu cum. Și maica mea, de exemplu, care are un păr mega uscat, s-ar jura pe că tot timpul folosește tot felul de măști din astea. Dar pentru mine, care, v-am zis că sunt cu slinoșeni, am păr și care n-are nevoie de mai mult, că eu sunt foarte mulțumită de părul meu așa cum e el, doar cu șampon și balsam, nu vă rost. Deci nu mai dau banii pe produse de astea. Am avut și eu dilerile mele și na, probabil că astea vin în valuri, valuri, cândva, peste 5 ani. De ce nu? Să nu cumpăr nu știu ce scrifoșenie, dar la momentul de față nu bag banii în produse de genul ăsta, în tratamente de astea pentru păr. Și asta cred că mi-e lista. Ce aș mai putea menționa așa, dacă e un pic să mai pălăvrăgesc cu voi, pe echipament sportiv, iarăși nu dau banii și nu eu laud asta, adică sub nicio formă nu zic că e ceva de bine. Am avut eu o perioadă, dacă vă vine să credeți în viața mea, când mă duceam și eu la sală, făceam sport, dar eram încă în Buzău, deci vă dați seama, vorbim practic de paleolitic vremurile alea sunt de mult apuse și să știți că mi-ar plăcea, deci chiar mi-ar plăcea să fiu și eu unul dintre oamenii aia care se mișcă și care simt într-adevăr o plăcere în treaba asta cu sport. Cred că eu încă n-am găsit sportul care să mi se potrivească. Încerc eu așa și să mă autoconvinc că asta e de fapt problema mea. Dar în perioada aia dădeam banii pe tot felul de echipamente de astea sportive, aveam gantere, aveam nu știu ce colanți de nu știu care fel, aveam tot felul de bentițe, jambiere, cotiere, um, na, abonamente și așa mai departe. Dar la momentul actual ăsta este unul dintre capitolele unde nu bag niciun leuț, deci echipamente sportive, sub nicio formă, orice ar însemna asta, costumații, încălțăminte și așa mai departe. Sunt pe lângă. De asemenea, și ultimul, ultimul, ultimul lucru la care voiam să ajung cumva mai mult ca să vă îndemn și pe voi în sensul ăsta, eu nu am dat și nici nu cred că voi da vreodată în viața asta banii pe vreun animăluț. Mă refer câini, pisici, nu știu, papagali ori altele în genul ăsta. Cred că pe un pește am dat niște bani cândva, da? Că o fi fost și el un 5 lei acolo. Um, spun asta în ideea în care eu insist și promovez și vă rog pe cât posibil dacă sunteți vreodată puși în fața unei alegeri de genul ăsta și vreți să vă luați un câine sau o pisică, să nu dați 1500, 2000, 3000 de lei la un maxi pet sau un animax sau mă rog de unde luați treaba voastră, ci să adoptați, să înfiați, să... Nu știu dacă se aplică și la animale termenul, dar dacă se poate, vreți o pisică, sunt atâtea păstrăzi și mai ales în perioada asta am auzit că sunt foarte mulți care le-au abandonat. Chiar vorbeam cu o prietenă care îmi spunea, care locuiește în Franța și îmi spunea că voi aici îi aruncă pe capete, deci că nu mai au oamenii bani să le țină, Înțeleg, dar cât poate să mănânci o pisică? În fine, ăsta este un subiect terț. Ce vreau eu să spun, dacă aveți vreodată ocazia, nu dați banii pe așa ceva, mai degrabă luați unul de la amărât care va sfârși eutanasiat sau, nu știu, moare de foame. săraci sunt atâția care au probleme de genul ăsta. Deci pe un animal, cu siguranță, n-aș da bani. Dacă e o chestie simbolică că ai dat un leu cuiva ca să străiască, da, poți să înțeleg asta. Dar altfel mi se pare o tâmpenie, știi, să dai... Habar n-am, zeci de milioane lei vechi într-un pet shop decât să iei unul de ăsta de pe stradă. Că vrei tu dromadera acum și ai și un sălții, mă rog, la chiar nu cred că l găsești pe stradă, dar eu mă refer la animăluțe de astea, cele mai uh, frecvent întâlnite în casa omului, cățelul și pisica, astea sunt. Dacă poți și vrei tu un cățel, ia nene unul de la dăpost, că s-a Pisicile la fel, păi numai eu câte am în fața blocului ce fi cu mine sau te iau, pac, l-ai băgat sub sac sau aici, sub rochițan, pum, fii prietene, vinu' cu acei, vin o să te fac balabanian în bărloc. Înțelegeți ce am vrut să zic, deci, uh, cum ar zice englezul, adapt, don't shop, sau ceva așa era o replică din asta ați prins ideea. Bun, deci asta a fost listuța mea, ăsta a fost clipul. Sunt curioasă cum vi se va părea, dacă vi se pare o idee interesantă, dacă vreți să facem periodic treburi de genul ăsta, dacă vă dă de gândit și care ar fi, așa cum ziceam, lista voastră, ce ar conține lista voastră, dacă aveți și voi alte idei de genul ăsta, dacă voi pe de altă parte, cheltuiți pe niște lucruri pe care eu nu cheltuiesc. Îmi imaginez, uite, de exemplu, cum e aia cu termomixul. Multă lume are termomixul și multe dintre voi uh, vă potriviți cu genul ăsta de achiziție, spre deosebire de mine. Deci eu o să fie așa interactiv și drăguț și mai ales mă interesează părerea voastră despre clip, dacă vreți să insist pe teme de genul ăsta. Mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut clipulețul. O să-mi termin și eu acum capucinou și... Sper să ne vedem data viitoare, joi, cred eu, după clipul ăsta cu primul daily vlog din neizolare, pe care cred că îl voi începe foarte curând astăzi. V-am pupat! Zi sau seară minunată să aveți! Pa!